Bine v-am regăsit, dragilor, la o nouă ediție în primul rând. Astăzi m-am gândit, după ce a început primăvara aceasta superbă, să vorbim despre un film care are o imensă poveste în spate și mulți copii au îndrăgit-o de-a lungul timpului. Vreau să îi adresez o întrebare colegii mele. Janin, spune-mi, îți plac animalele sălbatice? De exemplu, tigrii, panterele, leoparzii? Sunt încântată mereu să le văd în acțiune și urmăresc toate documentarele legate despre modul lor de viață. Sincer să fiu, spun că cel mai mult îmi plac maimuțele, pentru că se spune că, de fapt, noi ne tragem din ele. Dar nu înțeleg scopul acestei întrebări. Anticipam acest răspuns și hai să-ți mai dau un mic indiciu, înainte să vorbim despre ce am pregătit astăzi. Cum ți s-ar părea ideea ca în junglă un copil să fie adoptat de animale și să fie crescut de acestea? Deja ai folosit cuvântul junglă, așa că nu mai este nevoie de alte adăugări. Este clar că vorbești despre Cartea Junglei, nu? Exact, Janin. Celebra povestire are parte de o nouă ecranizare. Tinerii sunt entuziasmați și am aflat că și adulții sunt foarte dornici să meargă la această piesă. Unicul actor, în carne și oase, interpretat de micuțul Nel Seti, este înconjurat de prietenii junglei, realizați pe calculator cu ultimele procedee, care au o viziune foarte bună și inspiră extrem raritate. Știm cu toții cum începe aventura lui Mowgli. Găsit de pantera Bagheera, un Ben Kingsley sever, Mowgli va fi dus în haita lupilor Akela, Giancarlo Esposito, unde face tot posibilul să se integreze printre prietenii săi patrupezi. Dar puiul de om folosește trucuri umane și devine curând clar că integrarea sa în haită este un compromis. Venerea tigrului Shere Khan, care îi urăște din inimă pe oameni după ce a fost desfigurat de focul lor, precipită o decizie. Mowgli va trebui să se întoarcă în lumea oamenilor, altfel ar putea să nu scape de furia tigrului. Poate vă gândiți că filmul Cartea Junglei este o producție în special dedicată copiilor. Trebuie să vă mărturisesc faptul că și adulții sunt fascinați. Acesta reușește să treacă de la tensiune la umor și viceversa. Are o grămadă de moralitate. Personajele reușesc să capete nuanțe umaniste, în final devenind un film dedicat tuturor vârstelor. Un film deja care a cucerit inimile tuturor. Stăm de vorbă astăzi cu invitata noastră, Ana. Bună, Ana! Bună, Janin! Bună, George! Ce amintire îți trezește Cartea Junglei? Îmi trezește o amintire frumoasă pentru că a fost una dintre poveștile copilăriei mele și nu doar ale mele, ale oricui. Crezi că această producție a anului 2016 va stârni critici pozitive și va fi bine primită de public? Da, nu cred că există cineva căreia să nu-i placă acest film, pentru că nu face decât să te trimită cu gândul la copilărie, să te amuze și, da, cum ați spus și voi, are și tensiune, îndeplinește toate calitățile pe care ar trebui să le aibă un film. Care este secvența ta preferată din Cartea Junglei? Cea în care cântă Balu, e cea mai amuzantă și de aia îmi place. Ce părere ai despre mitul științific că oamenii se trag din maimuțe? Nu cred în această teorie, doar că este adevărat că animalul cu care omul se aseamănă cel mai bine este maimuța. Mulțumim frumos pentru răspunsurile tale. Mulțumesc și eu. Școala TV te premiază. Intră pe paginile noastre de Facebook Școala TV Oficial sau, în primul rând, dă-ne un like și un share și celor care ne răspund la următoarea întrebare. Ce film al lunii aprilie merită văzut? Le oferim o tabără în regim de gratuitate pe litoralul Mării Negri sau două bilete în primul rând la cinematograf. Astăzi v-am readus aminte de Cartea Junglei și bineînțeles de legătura dintre oameni și animale. Ne suntem Janin Păun și George Năstase, doi cinefili care mereu își au bilet în primul rând.